Asociația Transilvană pentru Literatură Română, împreună cu Despărțământul Dr. Nicolae Căliman din Codlea și Primăria Municipiului Câmpulung, au organizat la Muzeul Municipal un eveniment unic legat de centenarul Unirii. Câteva sute de statuete ce reprezintă țăranul român din toate provinciile țării, prinse într-o mare horă a Unirii, cu o simbolistică aparte, reprezintă cea mai provocatoare expoziție dedicată centenarului. Artistul Marius Diaconu a pornit acest proiect alături de președintele Despărțământului, Mircea Gheorghe Dragoș, în urmă cu aproximativ un an. Expoziția, intitulată Hora Centenar 2018, este una itinerantă și a poposit la Câmpulung, un loc încărcat de istorie și care a reprezentat punctul de plecare al Marii Uniri. Am venit să ofer Hora în an centenar, o lucrare compusă din 100 de piese, care și la Câmpulung, ca în restul țării, este un punct reprezentativ și destul de important din partea Primului Război Mondial și din cel al Unirii. Și atunci cumva a venit în mod normal aici la Câmpulung Hora. Pentru prima dată în Câmpulung? Eu personal nu. Dar Hora, da. Suntem o echipă de oameni frumoși, minunați și nebuni, care am crezut și credem în continuare în tradiție și istoria românilor. Pentru faptul că am reușit să reprezint această Hora a Unirii, formată doar din talpa satului, deci sunt personajele sunt țăranii români, cu opinca, cu cămeșa, în hainele de lucru, nu cele de sărbătoare, este pentru faptul că este un mod al meu de a atrage atenția că ar trebui să fim mândri că suntem români. Hora Centenar este reîntregită cu fotografii expuse pe simezele muzeului, care îl arată în imagini de la Alba Iulia din perioada încoronării ca rege al României Mari pe Ferdinand I. Alături de el se află Regina Maria, cea fără de care unirea de la 1918 nu ar fi fost posibilă. La vernisajul expoziției, ce poposește timp de o săptămână la Câmpulung, au fost mulți tineri interesați de aceste evenimente de acum 100 de ani, dar și de modul cum această expoziție a fost realizată. Mircea Gheorghe Dragoș, președintele Despărțământului Dr. Nicolae Căliman, a ținut celor prezenți o veritabilă lecție de istorie. Hora întotdeauna a reprezentat unitatea unei comunități. Această unitate, de fapt, este cea mai plină de bucurie. Când joc, în dans, când am manifest, funcție de cum te simți în familie sau cu prieteni. Dar aici este sinceritatea, Hora. Proiectul se întinde pe mai multe zile în care vor fi prezentări istorice, dar și un spectacol intitulat Recunoștință și Îndemn, care va fi prezentat joi 15 noiembrie, începând cu ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor Cedea Aricescu.